Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Este bine să fim în casa Domnului și mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare ocazie pe care mi-o dă, în care pot să-L slujesc pe El. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte, să căutăm să facem voia Lui și să-L slujim pe El în fiecare zi. Pentru dimineața aceasta vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Epistola lui Pavel către Efeseni, și vom citi din capitolul 5, versetul 16 și 17. Efeseni capitolul 5, 16 și 17. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Amin. Pavel a fost cu comunitatea, cu biserica din Efes pentru trei ani de zile învățându-i cuvântul lui Dumnezeu. În fapte 20 cu 31 citim, de aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Pavel scrie această epistolă efesenilor când a fost închis pentru vestirea numelui lui Dumnezeu. Teologii spun că a fost ori în Cezarea sau deja chiar la Roma în temniță în timpul acesta. Apoi, Biserica din Efes a fost mai târziu păstorită de ucenicul prea iubit al lui Pavel, Timotei. Găsim aceasta în 1 Timotei, capitolul 1 cu 3. Prin urmare, Pavel scrie unei comunități, unei biserici, care a fost mult la inimă. Dacă ne-a spus Andrew în această dimineață că Pavel a fost un om care doar auzind de o comunitate de creștini deja a început să se roage pentru ei, imaginați-vă cu cât mai mult a iubit biserica și comunitatea de creștini din Efes, cu care a petrecut trei ani de zile. Mă gândesc că cunoștea deja pe toți pe nume. Mă gândesc că avea prieteni buni acolo. El scrie din temnița acestor oameni și le dorește tot binele posibil să sporească și le spune răscumpărați vremea că vremurile sunt rele. Termenul răscumpărat a fost folosit și atunci când un rob a fost eliberat din robia sa, a fost făcut un om liber. B Biblia versiunea actualizată spune, într-un versetul 16, astfel să folosiți timpul cu maximă eficiență, pentru că trăim zile rele. De ce să răscumpărăm vremea? De ce să răscumpărăm timpul? Pentru că zilele sunt rele. Cum spuneam, Pavel, când a scris cuvintele acestea, a fost închis. N-a fost undeva pe coasta Siciliei, uitându-se la apusul soarelui și se gândea, zilele sunt rele, fraților, răscumpărați vremea. El a fost închis, a știu ce înseamnă când a spus, vremurile sunt rele. El a suferit pentru numele lui Dumnezeu, pentru faptul că a vestit numele lui Dumnezeu. Atunci când vremurile sunt rele, timpul este limitat. Pavel a fost în închisoare și n-a știut ce aduce ziua de mâine. În, din închisoare ai putut să ieși om liber sau ai putut să ieși decapitat sau omorât chiar pentru credința ta. Atunci când vremurile sunt rele, timpul este limitat. Uitați ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 4, cu 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin el și apoi piere. Când ești tânăr, te uiți la viața ta și zici, am zile multe de trăit. Am încă mulți ani de trăit. Am o viață lungă în fața mea. Am timp. Însă, câți dintre dumneavoastră care sunteți aici, în acest loc, în această dimineață, sunteți 100% siguri pe ziua de mâine? Câți puteți spune cu 100% siguranță că mâine veți trăi? Câte lucruri se pot întâmpla, nu-i așa? Ziua de mâine. Nu e a mea și nu e a ta. Ziua de mâine este în mâna lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu dorește să ți-o dea, ți-o dă. Dacă nu, poate pleci din lumea aceasta. Cu cât mai mult îmbătrânești, cu atât mai mult recunoști importanța timpului. Corect, frate Jiga? Frații care sunt în vârstă înțeleg cât de important este timpul pentru că pentru ei timpul este limitat. Când un frate în vârstă stă și discută cu tine, pentru el aceasta este important. El pune preț pe cuvintele pe care le spune, pe momentele pe care le trăiește, pentru că nu știe câte au mai rămas. Timpul este limitat. În al doilea rând, trebuie să răscumpărăm vremea pentru că timpul e irreversibil. Multe lucruri poți să-ți cauți. Poți să-ți cauți cămașa, poți să-ți cauți cheile, poți să-ți cauți portmoneul, poți să-ți cauți telefonul și avem Apple AirTags ca să le găsim pe multe dintre ele și Find My iPhone and so on. Dar timpul pe care le-ai pierdut, poți să-l cauți cât vrei, că nu-l mai vei găsi și nu-l mai, mai vei putea găsi. Better three hours too soon than a minute too late spunea William Shakespeare, mai bine să ajungi la aeroport trei ore mai devreme decât un minut prea târziu. Spunea cineva, dacă vrei să cunoști importanța unui an, întreabă pe un student care trebuie să repete clasa. Dacă vrei să cunoști importanța unei secunde, întreabă pe un om care a evitat un accident. Timpul este important și este irreversibil. Dacă ai o mamă sau o bunică care este încă în viață, dăruiește-i un zâmbet astăzi, dăruiește o floare astăzi, că poate mâine nu mai vei avea ocazia să o faci. Nu pleca niciodată din casa ta certat cu familia ta, cu copiii tăi, cu soția ta, cu soțul tău, nu pleca fără să-ți iei rămas bun de la ei, pentru că nu știi dacă te vei întoarce. În al treilea rând, timpul este limitat, timpul este irreversibil și timpul pe care ne-l dă Dumnezeu îl primim ca și o responsabilitate. Va veni o zi când vei fi tras la răspundere pentru modul cum ți-ai petrecut viața. În Psalmul 90 cu 12, cuvântul Domnului spune: Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Știi că modul cum trăiești viața ta contează. Modul cum îți trăiești viața ta contează. Nu doar modul cum îți trăiești viața ta contează. Modul cum trăiești anul acesta contează pentru că timpul se scurge. Modul cum îți trăiești ziua aceasta contează în ochii lui Dumnezeu. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Time is money, zicea Benjamin Franklin. Știți? El spunea aceasta ca să înțelegem când timpul este valoros, nu e așa? Time is money. Însă timpul e mai valoros ca banul, pentru că banul mai poți să-l faci și mai târziu, dar timpul acela nu mai poți să-l primești înapoi. Și îl primești ca și un dar. Dacă nu petreci timp cu copilul tău sau cu nepoțelul tău acum, când are 3 ani, 10 ani mai târziu, când are 13 ani, el nu mai este la fel. Poate atunci nu mai vrea el să petreacă timp cu tine. Sau cel târziu, în 20 de ani mai târziu, când are 23 de ani, poți să tot ai timp pentru el, că nu mai are el timp pentru tine. Prețuiește timpul pe care îl ai pentru că este o responsabilitate din partea lui Dumnezeu. În uh, Evanghelia după Matei, uh, este un om care dă robilor săi, uh, uh, unuia îi dă cinci talanți, unui dă doi talanți și unul un talant. Gândește-te dimineața aceasta în perspectiva timpului. Dumnezeu unuia îi dă 5, unuia îi dă 2, unuia îi dă un talant. Unii ajung să trăiască peste 100 de ani, alții trăiesc 70 alții n-ajung nici măcar la vârsta de 30. Nu știu cât staranță ai primit din perspectiva aceasta, nu știu cât timp ai primit. Însă prețuiește-l, pentru că vei fi tras la răspundere pentru el. Cheia, spunea cineva, nu este cum îți petreci timpul, ci cum îl investești. Ce faci cu timpul tău? Îl petreci întotdeauna sau îl și investești? De ce să răscumpărăm timpul? Pentru că timpul este limitat. Mulți ar vrea să trăiască veșnic. Și când îmbătrânesc, fac tot posibilul să nu pară ca au îmbătrânit. Și sunt tot felul de modalități în ziua de astăzi pentru aceasta. Timpul este irreversibil și timpul e o responsabilitate. Cum să ne petrecem sau cum să investim atunci timpul? Cum este cel mai înțelept? Pentru că cuvântul Domnului ne-a spus nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Modul cel mai înțelept pentru a îți investi timpul este în a face voia lui Dumnezeu, în a trăi în voia lui Dumnezeu, amin? Deci care este atunci voia lui Dumnezeu? Dacă cel mai bun lucru pe care poți să-l faci cu timpul tău este să împlinești voia lui Dumnezeu, haideți să vedem care e voia lui Dumnezeu. Ok, 1 Timotei, capitolul 2 cu 3. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Care este voia lui Dumnezeu? Ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Aici cuvântul Domnului ne spune că voia lui Dumnezeu este să fim oameni mulțumitori. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Atunci când constant mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, devii un om mulțumitor. Amin? Așa se întâmplă. A 1 Tesalonic capitolul 3 cu 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Fiți sfinți precum eu sunt sfânt, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în aloc. loc. Mica 6 cu 8. Ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Care este voia Domnului? Să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. 1 Petru 3 cu 17. Căci este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Uneori voia lui Dumnezeu este să suferi pentru că faci binele. Alteori voia lui Dumnezeu este să te, și să te supui celorlalți din jurul tău Alteori, cuvântul Domnului ne spune că voia lui Dumnezeu este să vorbim între noi cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și să cântați și să duceți din toată inima laudă Domnului. Efeseni 5 cu 19. Este voia lui Dumnezeu să mergi la lucru, să câștigi un ban pentru familia ta? Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce? 2 Tesaloniceni 3 cu 10. Este important să-ți crești copiii în temere de Domnul, învață pe copil cale pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va bate de la ea. Proverbe 22 cu 6. Este important ca soțul să-și iubească nevasta. Efeseni 5 cu 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Voia lui Dumnezeu, care este? Multe. Multe lucruri, nu-i așa? De fapt, dacă stăm și ne gândim, ei e cuvântul ăsta lui Dumnezeu și încep să-l citești, realizezi că în fiecare zi Dumnezeu îți descopere ceva ce poți să faci pentru El. Voia lui Dumnezeu o găsești în cuvântul Său. Deci ce avem de făcut? Să mergem acasă, să citim Scriptura și să facem voia lui Dumnezeu. Pentru că aici o găsim. Și dacă facem lucrul acesta, este un lucru minunat. Pentru că vreau să vă spun, stimați frați și surori, dacă cu adevărat fiecare dintre noi, începând cu mine, am stat și am citit cuvântul lui Dumnezeu și am citit cuvântul lui Dumnezeu cu o atitudine de smerenie, cu o atitudine în care dorim să facem voia lui Dumnezeu, să, să căutăm realmente ce înseamnă să faci voia lui Dumnezeu, să fii pe plac lui Dumnezeu. Cred că ar arăta nu doar familiile noastre diferit, ci biserica noastră, comunitatea noastră diferit. Amin? Deci am învățat că trebuie să citim Scriptura și să căutăm voia lui Dumnezeu în ea. Și pentru că ea este în toată scriptura, o vom, o vom găsi. Dar, totuși, să nu mergeți dezamăgiți acasă că v-am învățat să citiți scriptura. Haideți să aprofundăm acest subiect puțin mai mult. Să vedem ce mai putem învăța. Uh, pentru a face voia lui Dumnezeu în viața ta, cred că ai nevoie de cel puțin trei aspecte foarte importante. Și în această dimineață, în lumina lui Dumnezeu și prin dragostea lui, doresc să-ți ofer un ghid pentru a înțelege și a împlini voia lui Dumnezeu. În primul rând, haideți să vorbim puțin despre aspectul priorităților. Aspectul priorităților. Vedeți, mulți oameni spun că vor să facă multe lucruri. Stai și discuți cu un om și spune, a, știi cum e, anul acesta vreau să fac cu tare și cu tare lucru. În următorii cinci ani vreau să fac acest lucru. Vreau să ajung la acel uh, punct. Vreau să am atât bani, vreau să am aceeași, uh, vreau să am casa aceea, vreau să am mașina aceea. Oamenii vor să facă multe lucruri, însă când stai și discuți mai cu deamăruntul și stai jos la masă cu ei realizezi că de fapt voința lor este una foarte teoretică. Și așa fac oamenii de multe ori și în umblarea lor cu Dumnezeu. Vrei să faci voia lui Dumnezeu? Sigur frate, toți vrem, toți suntem aici Vrem să facem voia lui Dumnezeu Cum pui o astfel de întrebare De sigur că vrem să facem voia lui Dumnezeu Și apoi stai și îți analizezi viața Te uiți că o s-a scurs o zi și te gândești Oare am făcut astăzi voia lui Dumnezeu? Și trece o săptămână și trece un an Și uneori trece o viață Și te gândești Oare am făcut eu voia lui Dumnezeu? Cât de mult am făcut eu oare voia lui Dumnezeu? Um, un profesor a venit înaintea studenților lui și a vrut să-i învețe importanța organizării timpului. E important să știi să-ți organizezi timpul, nu-i așa? Și a venit să învețe lucrul acesta. Și a adus un vas transparent și l-a pus înaintea lor. Și a început să umple acel vas cu pietre mari, până ce a fost plin. Și apoi a întrebat, e plin vasul? N-a mai încăput niciuna din pietrele lui mari. Prin urmare, a fost plin. Cineva a spus, da, e plin. Însă apoi a venit cu un alt pachet și a luat pietricele mici, care s-au scurs prin, printre cele mari și au umplut vasul cu ele. E plin vasul. A fost tăcere în audiență pentru că a vrut să vadă dacă mai are ceva cu el, ceva pachet, ceva cu ce să mai pot să umple vasul. Și într-adevăr a avut. A început să pună nisip în vas. Până ce vasul a fost plin. Este plin vasul, da, este plin. Deci, care a fost morala? I-a întrebat profesorul pe studenți. Și unul a spus, ei, morala acestui exemplu este că nu contează cât de ocupat sunt și cât de plin îmi este calendarul, dacă trăiesc într-un mod eficient, întotdeauna voi găsi loc pentru mai mult în calendarul meu. Și profesorul a spus nu. Nu aceasta este morala exemplului. Morala exemplului este că dacă în vasul acesta nu aș fi început cu pietrele mari și aș fi început cu pietricele sau cu nisip, nu mi-ar mai fi intrat pietrele mari în vas. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu în primul loc în viața ta, dacă nu ai dacă nu ocupă Dumnezeu primul loc în viața ta, atunci mă tem că nu mai avea loc în viața ta. Vedeți? În relația noastră cu Dumnezeu nu merge ca și cum... Știi cum e? Am o carieră, am un job bun, am o familie, am prieteni. Și da, l-am și pe Dumnezeu, am și credință, eu sunt de credință cu tare și sunt un om religios. Le am, le am pe toate. Nu funcționează așa cu Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie primul. Viața ta trebuie să fie caracterizată în primul rând prin faptul că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Aceasta este lucrul pe care, care trebuie să te caracterizeze pe tine ca și om, ca și copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc în viața ta. ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 6, cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. A fost un timp în viața ta când ai fost legat de anumite patim, de anumite păcate și timpul tău a fost rob acelor păcate, acelor patimi. Ei, acum ai fost eliberat. Trăiești ca un om liber, prin urmare, fă ca și timpul pe care îl trăiești să fie liber pentru Dumnezeu. Să fie folosit înțelept pentru Dumnezeu. Nu este un chin să-l pui pe Dumnezeu în primul loc în viața ta. Este o binecuvântare, este o plăcere. De ce să nu vrei să-L pui pe Dumnezeu la tot puternic, pe Creatorul Universului, care nu doar că este atotputernic, nu doar că este omnipotent, ci care te iubește așa de mult încât a dat pe singurul său fiu să moară pentru mine și pentru tine. El și-a dat viața pentru noi. Păstorul cel bun își dă viața pentru noi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Isus Hristos și-a dat viața pentru noi. A fost Dumnezeu cu tine, Emanuel? Poți să spui tu în dimineața aceasta lucrul acesta? A fost momente în viața ta când ai fost căzut și când Dumnezeu te-a ridicat? Au fost momente în viața ta când ai fost trist, desnădăjduit și Dumnezeu a venit la tine și ți-a dat nădejde? Au fost momente când ai fost, când ai stat și ai plâns și nimeni nu te-a înțeles din jurul tău, nu te-a înțeles familia, nu te-au înțeles prietenii, însă a venit Dumnezeu și te-a mângâiat și ți-a dat pace și liniște în sufletul tău. Ai avut momente când ai fost bolnav și Dumnezeu te-a vindecat? Ai avut momente în viața ta când n-ai știut înspre ce să te îndrepți? Unde să te duci și Dumnezeu ți-a adus lumină, și apoi, ani mai târziu, te-a uitat în spate și ai zis și poți să spui astăzi cu adevărat mâna lui Dumnezeu a fost la lucru în viața mea? Ti s-a întâmplat lucrul acesta? De ce atunci să nu vrei să-l pui pe Dumnezeu în primul loc în viața ta, care te iubește atât de mult? Care te iubește atât de mult? slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii. Vorbind de priorități, să zicem că ai înainte ta pe masă două facturi. Una care trebuia să plătești acum două zile și una care trebuie să o plătești în două luni. Cu care te apuci? Cea pe care trebuie să o plătești în două luni este aceea factura care te frământă? Probabil nu. Ceea pe care trebuia să o plătești acum două zile. E și când faci voia lui Dumnezeu, există o anumită ordine. Există o anumită ordine, vedeți? Unii vor să se apuce direct cu impactul asupra comunității. Acolo vor să începe lanse, acolo vor să lanseze, acolo vor să-și înceapă lucrarea. Vreau să schimb comunitatea. Și Dumnezeu zice, nu, vreau să te schimb pe tine. Vrei schimbare? Vrei să faci voia lui Dumnezeu? Începe cu viața ta. Vreau ca Dumnezeu să lucreze prin mine? Trebuie să încep cu viața mea. Doamne, fă-ți tu voia ta în viața mea, în primul rând. Și apoi, dacă îți faci voia ta în viața mea, dacă Dumnezeu își face voia lui în viața mea, atunci voi ajunge să am un impact în familia mea. Și atunci când văd că am un impact în familia mea, și când văd că Dumnezeu își face voia lui în familia mea, atunci încep să mă gândesc Oare cum pot să am un impact în comunitatea mea, în jurul meu, în viața celor din jurul meu. Nu pot să fac scurtătură la acest aspect, pentru că dacă o vrei să o faci, vei sfârși tragic de multe ori. Pentru că dacă un, un lucru oamenii îl văd foarte clar și concis este ipocrizia. Și se vede deja foarte bine de din familie. Copiii o citesc perfect. Te miri uneori, de ce nu-s copiii mei în casa lui Dumnezeu? Pentru că probabil ai vrut să schimbi pe alții și n-ai vrut niciodată să te schimbi pe tine. Le-ai predicat toată viața, însă nu le-ai fost exemplu. Doamne, dă-ne înțelepciune și ajută-ne să ne schimbăm în primul rând pe noi. Să vrem noi o schimbare, să vrem noi voia lui Dumnezeu pentru viața noastră în primul rând. Și atunci vă spun cu garantat că vom avea un impact și în viața celor din jurul nostru. În al doilea rând, un al doilea aspect care trebuie să ne ajute în împlinirea voii lui Dumnezeu este faptul că Împlinirea voilui Dumnezeu are o țintă, are un scop. Când te duci pe drumul acesta a împlinirii voilui Dumnezeu, tu, tu te îndrepti spre ceva. Te îndrepti spre împărăția lui Dumnezeu care este în ceruri. Nu alergi la stânga, la dreapta, fără niciun cel. Tu ai un țel în fața ta, însă, nu e așa de ușor pe drumul acesta. Situația este puțin mai complexă, nu este nu doar un highway și ăla te duce, nu poți să dai greș, nu există intersecții, nu există semafoare, te duci drept înspre cer. Frumos ar fi să fie așa. însă bine știm că nu e așa. Dacă te gândești la viața ta cât de complexă este fă voia lui Dumnezeu și apoi mergi și trebuie să înțelegi cum împlinești tu voia lui Dumnezeu la locul de muncă, cum împlinești voia lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții tale. Apoi sunt tot feluri de, de lumini, tot feluri de lucruri pe stradă care îți atrag atenția. Și este un amăgitor care în îți sapă gropi în fața ta, care vrea să cazi, care vrea să eșuezi. Oameni care, sau nu doar oameni, și diavolul, în primul rând, care îți dorește răul, care nu vrea să ajungi la Isus Hristos, care nu vrea să ajungi la țintă. În Evrei, capitolul 12, cu 1, cuvântul Domnului spune și noi, deci, fiindcă suntem înconjurați cu un unor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de greu, așa-i? Așa spune cuvântul Domnului. Așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Diavolul va încerca să te amăgească și în lumea aceasta există tot felul de tipare, de șabloane, există tot felul de aspecte care doresc să-ți atragă atenția, să te distragă de la calea ta spre țintă, spre Hristos, spre o veșnicie cu El. Și cred că este important să ne uităm la unele dintre ele pentru că sunt atât de uh, prevalent în uh, vremurile în care trăim. Și am mai folosit și de limba engleză un pic, că <coughs> mai e nevoie. Așa. Una dintre ele este manipularea și amăgirea. Din grădina Eden știm că a fost o tactică a deavolului care o folosește până în ziua de astăzi. În continuu dorește să amăgească oameni, să-i mintă și să-i manipuleze. Și uneori lucrul acesta se, se întâmplă la o gamă foarte largă. Se, se întâmplă într-o națiune întreagă. Doar gândiți-vă ce s-a întâmplat în al doilea război mondial în Germania. Cu o țară întreagă, o țară întreagă amăgită de lucrarea celui rău. Și ce dezastru a adus asupra omenirii. Da? Și exemple pot continua. Rusia, Ucraina. Uh, și apoi amăgiri care sunt aproape de casă. La da? restabilirea familiei. Și se folosesc oameni cu influență. Pentru că, vedeți, uneori în viața aceasta nu mai contează, nu se mai judecă pe cine spune adevărul cel mai corect, ci cine are cea mai mare influență, cine are cel mai mulți followers. Și apoi cei care au cei mai mulți followers, ei au cea mai mare influență. Și apoi pe ei ascultăm. Nu contează că spun un, bun, un lucru bun sau un lucru rău. Oamenii aleargă după ei pentru că ei sunt cineva. Și lucrul acesta se întâmplă așa de des. Însă oamenii aceștia au o mare responsabilitate să vorbească adevărul, să facă adevărul. Însă pentru că lucrul acesta nu s-a întâmplat în Statele Unite, vedem cu tot mai multe legi se dau împotriva cuvântului lui Dumnezeu, împotriva <coughs> adevărului. Și acest lucru se întâmplă nu doar în Statele Unite, se întâmplă și în statul California, se întâmplă și în școlile unde ne ducem copii. Și creștinii care ei ar trebui să fie primii care să observe că ceva nu e ok, ei tac de multe ori. Și acest lucru este atât de trist. Este atât de trist. Manipulare și amăgire. Apoi, o, o altă distragere în călătoria noastră spre țintă, poate fi, nu trebuie să fie, însă de multe ori e, social media. Să vorbim puțin despre social media. Social media a fost un dar atât de frumos, nu-i așa, când s-a înființat. Pentru că, cum vorbeam cu Călina azi dimineață, se spune așa de frumos, oamenii sunt creați de Dumnezeu pentru a se conecta unii cu alții. Și conectorul cel mai puternic este social media în ziua de azi. Și ce frumos a fost la început când ți-ai făcut account pe social media și ți-ai acceptat familia și prietenii și ești conectat cu ei, nu mai trebuie să îi suni în fiecare săptămână, dar vezi ce se întâmplă în viața lor și rămâi up to date cu tot ce se întâmplă în viața lor. Și apoi a început să accepți tot mai mulți oameni și apoi vezi și ce face sora Elizabeta, că a -o plecat în Mexic, că și-a cumpărat un frigider nou și-a zugrăvit peretele și-a luat capre și toate lucrurile le vezi pe social media, nu-i așa? Și uneori sunt, unii oameni sunt foarte deschiși și arată toată viața lor acolo. Ia? Yeah? Și poate fi un lucru bun social media, însă poate să fie și un lucru rău. De ce? Pentru că se spune, statistic vorbind, și aceasta nu o spun creștini, ci vă, puteți să vă uitați pe documentare făcute de oameni seculari. Uh, stati statisticile spun că de când s-au înființat so social media, sinuciderea la tineri și la adolescenți a crescut alarmant. Skyrocketed. Yeah? De ce? Pentru că printre lucrurile bune pe care le avem prin social media, putem să rămânem mai conectați unii cu alții, cu biserici, cu evenimente, s-a creat și un șablon. Este o competiție acolo. Este un șablon acolo. Tu nu poți să postezi orice poză. Nu poți să postezi, nu poți să areți tot, tot ce vrei tu. Trebuie să areți într-un anume fel. Pentru că altfel nu ești acceptat de anturajul tău. Și este acel peer pressure, acel, acea presiune a anturajului. Și dacă nu uh, mergi cu curentul, atunci ești dat afară. Dacă nu participi, ești un om ciudat. Dar dacă participi și te deschizi față de lume, poți să fii ridiculizat. Și stau tot felul de oameni și validează faptele tale. Oameni uneori, oameni de nimica, care n-au niciun scop bun în viață, n-au o, 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 o linie clară, un standard sfânt. Și validează lucrurile care se întâmplă. Și încurajează păcatul, încurajează alte lucruri pe care n-ar trebui să le încurajeze niciodată. Părinții spun un lucru, social media spune altceva. Oare pe cine să ascult? Ei, hey, pe social media am 300 oameni, 1000, 1 milion, 2 milioane, 10 milioane de oameni. Cred că e mai important ce spun ei. Atunci când ești bolnav și stai în spital, întrebarea mea este câți din acei 10 milioane mi să te viziteze? Prietenii nu sunt întotdeauna prieteni. Și urmașii nu sunt întotdeauna urmași, nu-i așa? Cum 30 de ani veneai și cânteai o cântare în biserică și s-a întâmplat să falsezi și ai plecat acasă supărat, astăzi te știe din Los Angeles, California, până în Sydney, Australia, pe Worship Fails, Romania. Și se repetă și rămâne videoclipul acolo pentru totdeauna. Social media, binecuvântare sau blestem titlu bun pentru predică, poate, dar nu vreau să rețin toată predica asupra acestui aspect. Este foarte important cum ne petrecem timpul și ce facem cu acest, uh, această, cum să spunem, platformă, exact, mulțumesc mult. Apoi, uh, trenduri, alte lucruri. În afară de social media, deși parțial Aparține de social media, dar uh, nu neapărat. Uh, sunt tot feluri de trenduri în lumea noastră și au fost de mult timp. Nu e ceva nou. Moda nu s-a inventat acum 10 ani, ce există de mulți ani, însă parcă tot mai mult este important. Contează. Poate spune soția, ascultă, dragul meu, uh, tu știi, noi vrem să ieșim cu prietenii în oraș, dar uh, prietenii noștri au papuci de Golden Goose și geci de Montclair nu poți să vii cu hainele tale de la Costco să ne întâlnim cu ei. Ăștia deci merg acolo și-și cumpără alimente, tu mergi și-ți cumperi haine. Oamenii ăștia sunt la un anumit nivel, ei nu ne putem prezenta oricum. Nu putem să inventăm familia aceea la noi acasă. Vezi, countertopul nostru este încă rotund. Acum se face cu colț. Trebuie să ne remodelăm bucătăria, trebuie să ne remodelăm casa înainte să putem să avem musafiri. Nu poți să inviți pe oricine oricum. Așa? Există tot felul de trenduri și vrei să faci parte. Există aceasta... Asta nu se întâmplă așa mult la, la tineri, probabil, dar se întâmplă enorm de mult la vârsta a doua. Zic, you need to keep up. Du-te, soțule, și muncește. Lucrează 20 de ore, 24 de ore. Muncește, că trebuie să faci. You need to keep up. Și pașii ne parchezi. Asta e important pentru bărbați. Spune bărbatul soției, auzi... Tu ești cu Golden Goose și cu Moncler, dar eu sunt cu mașina. Eu nu mă pot duce cu orice mașină acolo când mă întâlnesc cu băieții. Ăștia vin toți cu BMW-uri, cu Lexus și cu Tesla și eu mă duc acolo cu Toyota Camry din anul 2004. Nu merge. Yeah. Presiunea anturajului, tot felul de trenduri. Um. Cred că va veni o zi când nu va mai conta așa de mult câte trenduri am urmat, și va conta foarte mult cât de mult ne-am uitat la ținta noastră care este Isus Hristos. Va veni o zi când va conta enorm de mult cât de mult ne-am uitat la Isus Hristos și vin trendurile și pleacă, însă dacă tu alegi spre Hristos, cred că îți garantez un lucru, la sfârșitul vieții o să fii așa de fericit. S-au râs oamenii de tine, n-ai avut mașina potrivită, n-ai avut casa potrivită, culoarea parchetului nu a fost bună, dar îl ai pe Hristos și într-o zi îți vei petrece veșnicia cu El. Ai ajuns la sfârșitul vieții, însă știi că va urma o veșnicie cu El. Și ce este mai important decât aceasta? Să știi că ești cu Domnul tău care cu adevărat te iubește și care cu adevărat vrea să fie pentru o veșnicie cu tine. În al treilea rând, în această dimineață, Dorim să ne uităm la importanța umblării călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Când vrei să faci voia lui Dumnezeu, pentru că timpul este limitat, timpul este irreversibil și este o responsabilitate, trebuie să umblăm călăuziți de Duhul. Trebuie să umblăm călăuziți de Duhul. Uitați ce spune cuvântul Domnului Ioan, capitolul 5 cu 30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Isus a trăit într-o dependență totală de Tatăl și de glasul Tatălui. Săteam și mă gândeam când mă pregăteam pentru acest cuvânt, că tot spunem și și eu am spus de multe ori cât de binecuvântați suntem noi că avem tot cuvântul lui Dumnezeu revelat, și, și vedem uh, cum Dumnezeu s-a revelat prin întreaga scriptură. Însă mă gândeam acum, pregătindu-mă pentru acest mesaj, cât de binecuvântat a fost totuși și Avram dintr-un anumit aspect. Și cei care n-au avut cuvântul, de ce? Pentru că mă gândeam, oamenii aceștia, când vreau să înțelegeau importanța glasului lui Dumnezeu cu mult mai mult, înțelegeau că trebuie să rămână aproape de Dumnezeu ca să poți să-i audă glasul. Noi no, 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 no zicem, ah, it's ok. Cuvântul lui Dumnezeu este a few clicks away. Scot telefonul din buzunar și deschid cuvântul Domnului și citesc Psalmul 91 și mă liniștesc. Pentru că Dumnezeu îmi vrea binele. Însă Avram și alți oameni care n-au avut cuvântul lui Dumnezeu cum îl avem noi, au înțeles cât de important este să stai lângă Dumnezeu în permanență. Să stai lângă, glas, să auzi glasul Lui. Și atunci realizai când cuvântul Domnului nu-ți mai vorbește. Realizai, stai că Dumnezeu nu mai îmi vorbește. Ce se întâmplă aici? De ce tace Dumnezeu? Ne vrem să cucerim țara Canaan. De ce tace Dumnezeu? De ce nu ne dă Dumnezeu izbândă, să întrebau poporul lui Israel. Și Dumnezeu le-a vorbit și a spus, există păcat în mijlocul vostru. Există un acan în mijlocul vostru care a luat ceva ce nu trebuia să ieie. Ce faci? cu timpul tău? Cât de mult îl petreci cu Dumnezeu? Cât de mult cauți glasul lui Dumnezeu? Cât de mult îți pasă cum bate inima lui Dumnezeu? Umblă călăuzit de Duhul. Când umbli călăuzit de Duhul, frumusețea ce se întâmplă este nu doar că tu faci voia lui Dumnezeu, însă tu faci voia lui Dumnezeu la momentul potrivit și în locul potrivit. Este un mare lucru să faci voia lui Dumnezeu la momentul potrivit și la locul potrivit. Nu ți s-a întâmplat în viață că a venit cineva călăuzit de Duhul Sfânt și ți-a spus exact vorba de care ai avut nevoie în acel moment? Cât de frumos este când lucrul acesta se întâmplă, însă ca lucrul acesta să se întâmple, oamenii trebuie să stea aproape de Dumnezeu. Dumnezeu poate să vorbească și prin măgari, dar El alege să vorbească prin oameni. Dumnezeu vrea să vorbească prin tine. Însă vasul tău trebuie să fie un vas curat. Stai lângă Dumnezeu ca El să te poată folosi. Fii curat, caută voia Lui, caută să, să faci voia Lui tot mai mult în viața ta. Cu o inimă sinceră ca El să te poată folosi. În fapte, capitolul 13 cu 4, cuvântul Domnului vorbește și spune Barnaba și Saul, trimești de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu Corabia la Cipru. În fapte 16 cu 6 secunde, Domnul spune, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Uitam la acest aspect și am găsit Galateni 5 cu 16, unde contul Domnului spune, umblați căr cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Însă în ambele cazuri, atât în Galaten 5 cu 16, cât și în Romani 8, Cuvântul Domnului vorbește despre importanța cum relaționăm cu semenii noștri și cum relaționăm cu Dumnezeu. Însă vedem, și dacă nu vedem într-un mod doctrinar și clar vestit de Dumnezeu, vedem indirect cum Duhul Sfânt a vorbit oamenilor și ei a umblat că au umblat călăuziți de Duhul Sfânt, de aceea cum am citit în fapte 16 cu 6, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul, ei au fost călăuziți de Duhul Sfânt, a fost într-o conexie constantă cu Duhul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt le-a vorbit lui Pavel ce să facă. Pavel a știut că va ajunge la Roma pentru că Domnul le-a vorbit. Îți mai vorbește ție Dumnezeu? Mai auzi tu glasul lui Dumnezeu? Și cel mai important, la auzi tu personal glasului Dumnezeu. Îți mai vorbește Dumnezeu prin cuvântul său. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom zădit lângă ape care și întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Domnul să ne ajute să umblăm căutând voia Lui. Să umblăm pe acest pământ căutând și să înțelegem voia Lui și să împlinim voia Lui. Pentru că timpul care ne-a rămas este limitat, este irreversibil și El este o responsabilitate din partea Lui Dumnezeu, care ne este acordată de Dumnezeu, însă trebuie să-L folosim cu înțelepciune. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Amin.